Alexandra și bine ați venit la un nou videoclip. Vă mulțumesc din toată inima mea că suntem 50 de abonați. Vă rog să-mi lăsați întrebări în comentarii pentru un Q&A special de 50 de abonați. Astăzi voi filma wrap-up-ul lunii iulie. În luna iulie am citit 5 cărți, deoarece am fost într-un reading slam adânc, deoarece am citit-o în luna iunie, cartea Hoțul de Căști, mi-a făcut extrem de mult și am intrat în reading slam pentru că n-am descoperit o carte atât de bună, dar până la urmă luna asta am citit. Hai să vă prezint. Eu l-am pus în ordine cronologică, iar prima carte care am citit-o este Oscar și Tanti Rose de Rick Emanuel Schmitz. Această carte a fost genială. O fia subțirică, foarte subțire și cu scrisul gigantic, dar chiar dacă am dat numai 14 lei pe ea, merită toți banii din lume. A citit-o și mama mea și a plăcut și ei foarte mult. În această carte este vorba despre Oscar, un băiețel care are cancer și el întâlnește o doamnă pe nume Tanti Rose, care ea are un secret și anume că, e un spoiler acesta, și anume că ea nu are, are o vârstă prea mare și nu mai putea să fie tanti, care să vină la spital. Ea îi spune secretul băiețelului și după el mereu se preface că are mai mulți ani și el, din câte știi cei care au citit cartea, se îndrăgostește de o fată pe nume Peggy Albăstrea, care suferă de o boală și se zice Peggy Albăstrea deoarece ea are pielea culorii albăstrie, mai mult de ea fi, nu? Și da. Deci, aceste cărți am acordat 5 lucruri din 5 pe Goodreads. A doua carte citită de mine în luna aceasta a fost Regina Roșie de Victor Everard de la editura Nemira. Deci, cartea aceasta e superbă. Aici am notat decât un citat deoarece găseam o mulțime, dar am notat doar unul deoarece n-am să rezist. În această carte este vorba despre Mare Barrow, o fată care trece prin, care este împărțită în două părți și ea are sângele de fapt roșu și ea dintr-o dată se îndrăgostește de un băiat care are sângele argintiu și se povestește povestea ei. A treia carte citită, apropo, Reginei Roșii am acordat 5 stele din 5 pe Goodreads. A treia carte, citită în luna iulie, a fost Printătorul Cenușii de Ruta Sepetys. Mi-a plăcut la nebunie această carte, deci mie mi-a adus aminte din cum am mai spus și în videoclipul cu unboxing-ul, parcă, sau bucurul, nu mai țin minte, când am prezentat această carte, că seamănă cu Hoțul de Cărți. Adică se petrece tot în perioada nazistă și a fost atât de tristă. E una dintre favoritele mele. E una dintre cărțile mele favorite. Deci, la următoarea comandă de cărți care vi-o dați, să vă adăugați această carte în coș, că e genială. I-am acordat 5 stele din 5 pe Goodreads. Dacă aș fi putut, i-aș fi acordat un infinit de stele. Și vreau să vă rog ceva. Dacă puteți să-mi lăsați în comentarii cărți care se petrec în perioada nazistă, precum Printătorul Cenușii sau Hoțul de Cărți, că decât pe acestea le-am citit. A patra carte citită în luna aceasta a fost Casa de Hârtie de Carlos Maria Dominguez. Aveți să citesc o carte așa mai subțirică după ce am citit atâtea cărți ca să-mi ies puțin de reading slam, deși mi ieșisem. Și am citit-o, nu prea a fost cine știe ce și nu prea mă așteptam. Nu. I-am acordat 3 steluțe din 5 pe Goodreads. Nu prea am înțeles atât de bine cum am înțeles celelalte cărți. Și da. Ultima carte citită de mine în această lume și anume a 5-a este un clasic care vi-l recomand.
și anume cartea Ulița copilăriei de Ionel Teodoreanu. Știu că trebuie să o citesc pe clasa a 6-a, dar mi-am luat-o deoarece am zis o să citesc eu în vacanța asta pentru că trebuie să o citesc pentru școală. Deci, mie mi se pare că are o copertă foarte frumoasă. Deși cartea în sine e foarte interesantă. Acestei cărți eu i-am acordat 5 steluțe din 5 pe Goodreads, dar o să mai mă gândesc eu, că încă nu le-am notat pe toate pe Goodreads, deoarece nu am avut timp să le notez că citesc. Și vreau să vă prezint cartea care citesc momentan și mie mi se pare foarte interesantă. O să clicăm că... Și anume Viitorul nostru, de J. Asher și Karen Meckler. Chiar vi-o recomand. Așa a pus un semn, la ce sunt citate, dar a făcut o referință la Harry Potter. Uitați. Aici? Uitați de acolo, deci. Și am zis să pun acolo, pentru că e Harry Potter. Și da, e genială cartea și îmi place până acum. Cam acest a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați. La revedere!